O aplauză și pentru tenul nostru, care a suferit foarte mult în perioada rece, iar pentru că noi vrem să întâmpinăm vara cu un ten proaspăt, Lavinia Târzianu, colega noastră, a aflat de la un specialist despre o metodă de revitalizare a tenului, ce îi oferă acestuia o hidratare în profunzime. Bună ziua, dragi doamne, domnișoare și domni! Mă aflu la Clinica de Dermoestetică și Remodelare Corporală, aici unde este locul procedurilor non-invazive și, bineînțeles, pentru sănătatea pielii și a hidratării. Alături de mine este doamna doctor chirurg estetician, plastician, din punct de vedere al sănătății și al hidratării pielii. Astăzi abordăm subiectul mezoterapiei concentrate. Aș vrea ca dumneavoastră să ne dați toate detaliile, cu atât mai mult că este recomandată și bărbaților. Da, mezoterapia presupune rejuvenarea feței, gâtului, decolteului, mâinilor, rejuvenarea pielii, împrospățirea. Este foarte indicată în perioada aceasta de primăvară, vară și toamna. Doamna doctor, sunt pacientele sceptice cu privire la aceste proceduri? Este dureroasă procedura? Orice înțepătură presupune anumit fel de durere, dar este ceva suportabil. Noi încercăm să creăm confort, da? Aplicăm o cremă anestezică și atunci rezultatul final, pacienta este mulțumită, rezultatul se vede și imediat. Peste o lună trebuie să fie repetată această procedură, maxim de 4 ori pe an. Aș vrea să vă întreb, dincolo de asta, dacă procedura aceasta în sine e făcută, ce se introduce prin injectare? Se introduce o substanță care conține două feluri de acid hialuronic. De la ce vârstă se recomandă să se facă această procedură? De la 30 plus. După anumite ședințe sau câteva ședințe, pacientele au rezultate? Fața poate să-și schimbe textura, se schimbă fizionomia sau este pur și simplu doar de hidratare și să ajutăm la rejuvenare, cum ați spus dumneavoastră? Se schimbă structura la piele. Fața devine mai luminoasă. Pielea devine mai tonică, mai hidratată, mai sănătoasă.